Trei sau patru încercări ieșuate de a organiza acest tender pentru darea în a spațiilor comerciale. Sincer, vreau să vă întreb o întrebare foarte francă. Cât și cui plătește șor pentru că acest uh, tender să nu aibă loc și să fie anulat de fiecare dată? Pentru că singurul beneficiar al acestor ieșecuri este șor care în continuare folosește aceste dutifriuri care îi aduc sute de milioane anuale. Asta am spus și eu anterior, atunci când guvernul insista să facem această procedură cât, cât mai rapid. Trebuie să recunosc că această procedură a fost cumva așa foarte nefericită și noi trebuie să privim lucrurile astea din alte perspective, de acum încolo aceasta va fi considerată ca și o investiție și această licitație de atragere a investitorilor străini o va face Agenția pentru Atragerea Investițiilor. Voi implica, vom implica inclusiv toată lumea și societatea civilă ca să participe la dezvoltarea caietului de sarcini, dar și la desfășurarea licitației. Mai mult ca atât, Agenția de Atragere a Investițiilor va face un așa numit Investor Conference, o conferință a investitorilor, unde vor fi uh, invitate toate companiile cu reputație din uh, regiune ca să participe la această conferință și să uh, accepte împreună caietul de sarcini pentru această licitație. Și în felul ăsta, noi ne vom asigura că nu mai există careva suspiciuni că uh, procesul este uh, transparent și că avem mai mulți participanți la licitație. Dacă, când ați vorbit despre suspiciuni, vă referiți la noi care avem suspiciuni sau și dumneavoastră aveți anumite suspiciuni? Toată lumea a fost a, a avut suspiciuni în legătură cu această. Dar dumneavoastră această... la ce se refereau? Eu nu aveam suspiciuni. Eu, din contra, grăbeam procesul și întotdeauna am spus că noi cât de curând trebuie să scăpăm de grubarea șor din toate domeniile. Că este vorba despre aeroport, că este vorba despre gările auto, că este vorba despre alte sectoare din economia Republicii Moldova. Dar așa cum societatea a spus că ni se pare suspicios că există o singură companie care a participat la licitație, Uh, noi uh, trebuie să regândim cum abordăm uh, licitația. În așa fel, încât cel puțin 3-4 companii cu reputație să vină și să uh, facă această investiție în aeroport. Pentru că este o, o investiție lucrativă. Da. Această licitație a fost trecută de la. Uh, da, urmează să fie trecut de, la, de la APP, să fie considerat ca și un proiect investițional da. și va fi anunțat. De... Agenției de Atragere a Investițiilor. Înțelege. Și corespunzător Agenției de Atragere a Investițiilor. Ați făcut sau urmează să faceți această mutare pentru că nu aveți încredere în APP? Nu, dar pentru că trebuie să avem o altă abordare. Și abordarea este să atragi investitori cu reputație. Când, Și va asta fi este organizat când va fi organizat următorul tender? Nu pot să vă spun exact când va... Instituțiile vor face acest transfer de competență, după care Agenția de Atragere a Investițiilor va face această conferință, dar cu siguranță trebuie să o facă cât de curând.